Bine ați venit la o nouă lecție de matematică online. În cadrul acestei întâlniri vom discuta despre determinarea celui mai mare divizor comun al unor numere naturale, apoi despre numere naturale prime între ele. Lecție din cadrul unității de învățare divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale din clasa a 6. Prin definiție, cel mai mare divizor comun al numerelor naturale A și B este un număr natural D cu proprietățile. 1. D divide pe A și D divide pe B. 2. Dacă C este un alt divizor al numerelor A și B, atunci D este divizibil cu C. Observați! Cel mai mare divizor comun a două numere naturale A și B se notează folosind scrierea A,B între paranteze rotund. Ca regulă pentru obținerea celui mai mare divizor comun a două sau mai multor numere naturale, reținem următoarea. Se descompun numerele în produse de factori primi, apoi se iau numai factorii comuni, scriși o singură dată, cu exponenții cei mai mici, și se efectuează produsul acestora. Prin definiție, numerele A și B se numesc prime între ele dacă cel mai mare divizor comun al lor este 1. Scriem acest lucru sub forma A,B între paranteze rotunde egal cu 1. O teoremă importantă este teorema lui Gauss, care ne spune că dându-se numerele A, B și C naturale, cu proprietățile că A ori B divide C, iar A și B prime între ele, atunci A îl divide pe C. Să vedem câteva aplicații. Prima dintre acestea ne cere să determinăm cel mai mare divizor comun al numerelor 72 și 60. Pentru aceasta, descompunem un factor prim, numărul 72 și apoi numărul 60. În baza regulii de descompunere în factor prim, numărul 72 se scrie sub forma produsului dintre 2 la puterea 3 și 3 la puterea 2. Numărul 60 se scrie ca produs dintre 2 la puterea 2, 3 și 5. Așadar, determinarea celui mai mare divizor comun dintre numerele 72 și 60 este, de fapt, determinarea celui mai mare divizor comun al produselor 2 la 3 ori 3 la 2, respectiv 2 la 2 ori 3 ori 5. Conform regulii, luăm puterile cu baze comune la exponenții cei mai mici, adică 2 la a doua și 3 la puterea 1 și efectuăm produsul acestora. Obținem ca rezultat 12. Deci, cel mai mare divizor comun al numerelor 72 și 60 este 12. Cea de-a doua aplicație presupune stabilirea dacă numerele 32 și 81 sunt sau nu prime între ele. Pentru aceasta, descompunem în factor prim numărul 32. Acesta se scrie sub forma 2 la puterea 5. Apoi 81, el se scrie sub forma 3 la puterea 4. Cel mai mare divizor comun dintre numerele 32 și 81 este, de fapt, cel mai mare divizor comun dintre numerele 2 la 5 și 3 la 4, deci 1. Atunci, 32 și 81, având cel mai mare divizor comun pe 1, sunt prime între ele. Cu speranța că ceea ce am parcurs astăzi vă va fi de folos, vă aștept în continuare la o nouă întâlnire online. Vă mulțumesc!